Salut, prieteni, și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum se instalează ultima versiune de la iGoPrimo și mai exact versiunea iGoPrimo 2.0.1. V-am prezentat în tutorialele video anterioare că pentru a instala iGoPrimo avem nevoie să descărcăm o arhivă care este compatibilă cu rezoluția telefonului nostru. Adică, pentru început, înainte să instalăm iGoPrimo, trebuie să știm exact rezoluția telefonului nostru. Cum aflăm acest lucru? Faceți o simplă căutare pe Google. În cazul nostru avem un Samsung Galaxy S3 și am scris Samsung Galaxy S3 specificații, da? După care am dat click pe al doilea link, care este linkul oficial de la samsung.com. Dăm click la specificații și vedeți că ne este afișată rezoluția sau ecranul telefonului nostru și mai exact rezoluția de 720x1280. Deci avem nevoie de iGoPrimo cu rezoluția 1280x720 pentru a rula perfect, adică pentru a merge fără nicio problemă. Ok, după ce ați descărcat rezoluția compatibilă pentru telefonul vostru, aceste fișiere le veți găsi deasupra acestui tutorial video. Dezarhivați acel fișier și lăsați doar așa fișierul iGo. Acest dosar iGo trebuie copiat în cardul de memorie care este în telefonul vostru. Deci instalarea trebuie să se facă pe cardul de memorie ca să ruleze fără nicio problemă. Noi avem un card de 2 GB. Eu am copiat mai devreme iGo, am simulat o instalare, totul a decurs perfect. Și acum copiez din nou iGo. Vedeți că se copiază toate, să zic așa, toate hărțile de care avem nevoie. După cum vedeți, este numele hărții, anul 2012, Q4 ar veni de la trimestrul 4, adică un ultim update făcut, mă gândesc, undeva prin decembrie, octombrie, asta nu pot să vă spun exact. Dar pe viitor vom reveni cu... Vom reveni cu update-uri la hărți pentru iGoPrimo, ultima versiune, adică 2.0.1. Ok, așteptăm să se copieze toate fișierele. În cazul în care întâmpinați erori sau ăsta, dați un restart la telefon, pentru că mai devreme m-am chinuit ceva cu el până am putut să copiez iGo în întregime. În mod normal nu ar trebui să facă nicio chestie, acum depinde de calitatea stick-ului pe care îl aveți. Da, vedeți că avem hărțile la cele mai multe țări. Ok, s-a copiat. Acum totul trece pe telefonul nostru. Închid
am închis. Calea către cardul de memorie și numai puțin să conectez telefonul la calculator ca să vedeți exact ce se întâmplă și pe dispozitivul nostru. Ok, am conectat telefonul. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să ne folosim de un file manager, ori instalați un file manager din Google Play, ori vă folosiți de file managerul cu care vine Android-ul, da? Și mai exact aici, My Files. Ok, dăm click pe All Files. Acum ne-a apărut Device Storage SD Memory Card. Selectăm SD Memory Card. Vedeți că ne-a și apărut folderul IGO pe care l-am copiat noi mai devreme, dăm click din nou pe el și acum dăm click direct pe iGo Primo, da? Pe aplicația igoprimo.apk și dăm click pe Install. Ok, selectez limba română, dau click pe Done. Aici dăm click pe OK. Ok. Rezervați-vă un moment pentru a configura mai întâi noul dispozitiv conform preferințelor dumneavoastră. Mai târziu puteți rola acest expert de configurare sau modifica aceste setări și altele din meniu mai multe setări. Da? Următorul. Deci vrem o voce feminină să ne enerveze. Exact. Exact. Este singura persoană pe care o urăsc cel mai mult din viața mea, vocea la GPS. Ok, aici distanța kilometri metri, economie carburant litri pe 100 de kilometri, greutate tonă, monedă, scrie RON. Format oră 24, următorul. Vehicul, mașină, pieton, bicicletă, salvare, autobuz, taxi, camion, deci mergem cu mașină mică, navigație pe drum, rapid. Bifăm că dorim să mergem și pe autostrăzi, taxă de drum, taxă de acces, bacuri, drumuri nepavate, calculează de asemenea traseul ecologic. Da, asta. Și am dat click pe finalizare. Da, avem un avertisment pentru radar, păstrare pornit și dăm click pe căutare. Oraș, haideți să caut orașul Borsec. Borsec Harghita. Strada. Da, este o stradă maghiară. Selectare stradă. Acum ne calculează traseul. Mergem cu mașina. Vedeți în momentul de față unde mă aflu eu. Asta vreau să vă arăt că funcționează și că nu v-am arătat doar cum se instalează, v-am arătat și că funcționează. Deci, cum am spus la început, vă descărcați aplicația de care aveți nevoie în funcție de rezoluția telefonului vostru. Atât despre ultima versiune
iGoPrimo 201. Ne auzim în tutorialele video viitoare. La revedere!